bine te-am găsit. Uh, trebuie să recunosc și că după ce am văzut uh, din nou interviul uh, premierului Marii Britanii Uh, M-a trecut așa un fior pe și și mai ales după ce ai citit tu toate stati statisticile respective. Pentru uh, că în urmă cu ceva timp ai fi putut să fii în categoria de risc. Ai slăbit 25 de kilograme. Da. Uh, mă rog, acum în ultima perioadă n-am slăbit chiar 25 de kilograme, dar adunate rând pe rând, pentru că știi cum e, mai slăbești un pic, te mai oprești, iar așa mai slăbești. E, e. Am, uh, am pierdut 25 de kg. Slavă Domnului că le-am pierdut. Uh, dar eu aș vrea da, să atragă Dar ai avut așa o, o temere aici te a trecut un fior Adică a da, fost o da, teamă da. că puteai să fii în categoria de risc uh, Puteam să fiu Fără niciun fel de problemă în categoria de risc Și uh, poate că ar trebui să înțeleagă lumea ce înseamnă obezitate Pentru că obezitate nu înseamnă să ai 150 de kilograme uh, De exemplu, obezitate de grad. eu am avut obezitate de grad 1 și n-am avut nici măcar aproape de 100 de kilograme. Uh, am avut undeva pe la 85-86 de kilograme și aveam obezitate de grad 1. Uh, când ai 150 de kilograme sau mai mult, ajungi la un grad mai mare de obezitate. Și cred că asta ar trebui, de fapt, spus. Că obezitatea nu înseamnă peste 100 de kilograme. Adică sunt mulți oameni care ar trebui să-și ia măsurile de precauție. Eu vorbesc acum din perspectiva femei, pentru că raportându-ne la bărbați, kilogramele sunt altele și în funcție de înălțime și de forma atletică și așa mai departe. Dar e foarte clar că ă, obezitatea este o problemă nu numai vis-a-vis ă, -vis de COVID. Este o problemă vis-a-vis -vis de Orice. multe alte boli. O să arată în seara asta mul... Sunt problemele cardiovasculare, kilogramele în plus într-un fel sau un altul, că e vorba de COVID în cazul ăsta, că e vorba de uh, hipertensiune, că e vorba de ca boli cardiovasculare, uh, kilogramele pus realmente te pot omoră. Însă faptul că o națiune, așa cum este Regatul Unit, de astăzi a intrat într-o luptă cu kilograme la nivel național, tocmai pentru a feri să ajungă în terapii intensive, dacă contactează virusul să facă o formă ușoară, e foarte important că ne uităm la cei care au contactat virusul, cei mai mulți dintre ei care au scăpat ușor 9 kilograme în plus, e, e un lucru esențial. Dar o să te întreb ceva. Tu ai mai avut momente în care ai pus kilograme, ai slăbit și Așa cred este. că, într-un fel, ești e, um, um, un exemplu foarte bun pentru noi. Cred că asta se întâmplă cu cei mai mulți dintre noi. Slăbești, ar te îngrași, slăbești, ar te îngrași. Suntem oameni până la urmă. Doar că fiecare dintre noi ar trebui să uh, caute cumva în adâncul sufletului, pentru că tu cu tine, când rămâi tu singur cu tine sau când vorbești cu tine în oglindă, tu știi exact care sunt problemele tale. Și fiecare dintre noi avem probleme, pentru că, din păcate, am ajuns, o, suntem, o să spun un lucru și o să-mi sară toată lumea în cap, dar eu cred că asta e realitatea. Din cauza vitezei în care trăim, suntem toți un pic duși așa, știi? Cu, și avem tot felul de frustrări. Și am descoperit cu toții, și nu e o chestie pentru România, doamne iartă-mă, e o chestie la nivel mondial. Uh, am descoperit cu toții că e foarte ușor să scap de toate frustrările și de toate angoasele și de toate lucrurile care te macină uh, aruncându-te în frigider. Nu la propriu. Așa ți s-a întâmplat ție? Uh, da. Așa mi deci, întâmplat în momentul mie. în care acumulezi frustrări și anxietate, ceea ce e o perioadă acum în care acumulăm foarte multe frustrări. Da, 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 da. da. Inclusiv perioada de carantină, perioada asta în care poate mulți își pierd vacanțele, cine știe câte probleme sunt, da, își, nu pierd numai asta. își pierd joburile. Joburi, șeful care îl tachinează sau nu. Cum s-a întâmplat la tine? Cum se întâmplă în momentul în care încep să iei kilograme? Pe fond de stres? Pe fond de stres, în primul rând, și pe lângă asta, ce să spun, eu sunt o. Foarte bună bucătăreasă da? Și îmi și place să gătesc Și îmi și place să mănânc în același timp Ca să relaxăm un pic discuția Dar Iau măsuri Și am, am, mi -am găsit o găselniță Ca să zic așa, așa. Gătesc pentru alții A. Și stau și mă uit la ei așa ce, Dacă mănâncă cu poftă Sau nu mănâncă cu poftă Asta este un truc pe care eu îl folosesc Și pe care pot să-l vând Și nu -ți vine să mai ieși și tu să... Um, am să spun un secret, rămâne doar între noi așa. și restul. Soțul meu îmi spune că de câte ori nu gust mâncarea, gătesc mai bine. E um, interesant, asta, înseamnă că te concentrezi mai mult la fiecare proporție. Posibil, posibil. Um, dar, da, poftesc, dar în același timp, așa ne am găsit eu mă hrănesc prin atitudinea pe care o au ceilalți atunci când gustă din, din bucatele preparate. Ce te-a făcut acum ultima dată să iei decizia? Pentru că se întâmplă de foarte multe ori. spune că luăm decizia de a slăbi. Da. Să zicem, uite, de luni, cam așa începe. De, de la 1 de de ianuarie, de la 1 ianuarie. De ok, da. de la 1, de luni, de nu știu când și vine luni și ori uiți, ori se întâmplă luni? ceva, ori nu, se, nu ne ținem de promisiune. Cum ai făcut tu din, din primul moment când ai luat decizia, te-ai ținut sau ai făcut a, și tu la fel? A fost o, un exercițiu de voință, dacă vrei, un, nici nu știu cum să-l numesc, de autosugestie, pentru că am început să vorbesc cu mine. Nu aveam o problemă cu cei din jurul meu, oamenii din jurul meu mă acceptau, soțul meu mă iubește necondiționat, adică pentru el nu contează Sigur. că... Avem un tip de relație sănătoasă, nu ne iubim pentru cum arătăm, sau nu ne iubim la sală când tragem de fiare, știi? Doar că eu nu mă simțeam confortabil cu mine din toate punctele de vedere, nici fizic și nici psihic. Și acum, fie vorba între noi, nu sunt foarte tânără. Uh, și mă gândesc uh, și la starea mea de sănătate Pentru că odată cu înaintarea în vârstă Știi cum mai scârție pe aici și pe acolo Mai trebuie unsă treaba Și uh, am două fete mici Și m-am gândit că Mulțumesc, Doamne ajută la toată lumea uh, M-am gândit că trebuie să fiu tânără, proaspătă și fresh Și în putere și sănătoasă pentru ele Deci fetițele practic te-au motivat Da Uh, și în același timp și soțul meu, familia mea. Uh, familia mea uh, mi-a dat putere și m-a făcut să, să, să consider că trebuie să merg mai departe uh, pentru mine. Uh, și am stat de vorbă. Cum o să fac? Știi, am început așa, un fel de. Cât a fost pregătirea asta? A durat ceva vreme, pentru că m-am apucat, m-am mai lăsat, cum spui și tu, mă te apuci, parcă mai vine ziua nu știu cui, mai faci un tort, mai. Dar a venit o zi, când am spus până aici a fost, orice s-ar întâmpla. S-a întâmplat ceva în ziua aia, nu, sau? nu, Nu, absolut nimic. Dar așa sunt eu. Știi, oamenii nu sunt toți la fel, știi, tu poate ți iei deciziile altfel, eu îmi iau deciziile altfel Sigur. În urmă cu 12 ani, mi-am zis de pe 14 septembrie, eu nu am să mai fumez Eu am fost fumătoare, nu una înrăită, dar o fumătoare Și în ziua de 14, m-am așezat cu pachetul de țigări în mână și cu bricheta și am zis, ori eu, ori voi și am zis, eu sunt mai importantă decât voi. Și le-am pus undeva pe balcon și au rămas acolo luni de zile. Anins peste ele. Le-am lăsat să le văd cumva acolo. Și n am mai fumat din momentul ăla. Și acum pledez pentru... Uh, împotriva uh, fumatului. Ăsta uh, poate să fie un truc pentru oameni. Știi? Uh, cei care vor să înceapă, pentru că... Uh, inclusiv dependența de mâncare este tot o dependență, nu? Uh, sunt dependent să savurez un tort întreg. Păi, până nu bag tortul ăla, nu mă las. Sau, uh... tu, tu ai dezvoltat o astfel de dependență? Față uh, de dulce, de exemplu? Uh, mie îmi place și dulcele și săratul. Sunt foarte cinstită. Da, să știi că și zahărul și sarea sunt două droguri la fel de puternice. Nu mănânc foarte sărat, dar mă refeream în sensul de mâncare gătită, da, 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 da. Da, da, da. așa, și dulcele separat. Uh, nu pot să spun că îmi place ceva mai mult sau mai puțin Îmi place mâncarea de foarte bună calitate Eu, uh, Când se putea, făceam turism uh, gastronomic wow. uh, Pentru că, da, îmi place să merg în locuri în care se mănâncă bine Și să simt magia gustului Dar, în același timp, uh, trebuie să înțelegem un lucru Noi acum mâncăm foarte mult Pentru că, așa cum spuneam la începutul dialogului nostru Um, a, a, asta a devenit parte din noi, cumva. Știi, spui, hai să mergem la o bere. Și la o bere îți mai aduce și trei chipsuri, și două crocantele, și nu știu ce. Aici e mare capcana. Foarte mare capcana. Uh, pentru că alea tu nu le -ai în seamă și spui, a, ce, am mâncat trei chipsuri. Dar dacă le calculezi la sfârșitul zilei, o să vezi că alea trei chipsuri. Și cu berea și, și cu, o berea, și și cu... O măslină. Asta încă... zic, știi? Iar noi, acum, pentru că găsim mâncare pe toate drumurile, mâncăm și ne alimentăm ca nebunii, ca nebunii. În mod normal, ar trebui să nu mâncăm o zi pe săptămână. Așa ar fi sănătos. Și dacă. Una, două. Măi, măcar o zi măcar pe una. săptămână. Și știi de unde am învățat chestia asta? Nu știu dacă tu ai câine sau ai un animal de companie. Atunci când noi am primit în casa noastră primul animal de companie, ne-am dus cu el la veterinar și veterinarul ne-a spus o zi pe săptămână că nu trebuie să mănânce. Mă rog, din mai multe puncte de vedere. Da. Și am dezvoltat. Această idee, am cercetat și am descoperit că și la nivel uman lucrurile ar trebui să funcționeze la fel. Nu se întâmplă nimic dacă nu mănânci o zi, ba din contră, metabolismul nostru se resetează și lucrurile sunt mult mai ușoare. Eu acum mănânc în fiecare zi. Eu doar vorbesc, știi cum e? Teoria, ca teoria, practica ne omoară. O să ajungi și la o practică, cum ai făcut tu. Da. Uh, dar ce voiam să punctez este că, din păcate, uh, bagajul nostru genetic este cel de acum 2-3 mii de ani. Acum 2-3 mii de ani, oamenii nu mâncau chiar în fiecare zi pentru că nu aveau mâncare. Și atunci organismul a fost făcut de așa manieră încât să își facă depozite ca să poată să trăiască în momentele în care nu îți găsești. Nu-ți găsești și alimente. Noi facem la Numai că noi acum avem alimente pe toate drumurile uh, și uh, creăm depozite peste depozite, peste depozite și așa mai departe. Adică ar trebui să, să ne gândim un pic la, să ne întoarcem un pic în, în urma noastră, la, la strămoșii noștri. Gabriela, tu ai început să. ca să învățăm și cum. Da, să vorbim un pic. De, da, da, până, până când învățăm cum să slăbim. Deci, îngreșătoarea a fost așa. Cum mâncat uh, că ți era poftă? Că mi era poftă și când aveam chef. Și când aveam chef, dezordona cu anul Da, de. mai ales în perioada. Eu am slăbit uh, în ultima perioadă, am dat o cantitate destul de mare, cam 15 kg. O în să, în, ultimul, în, ultima în ultimele două luni, două luni. Două luni. Și o să-ți explic după aceea că cum ai făcut cum am făcut și mai ales că nu e bine să slăbești așa, ca nebunul, ca nebunul. Pentru că așa cum slăbești ca nebunul, ca nebunul, te, te îngrași la fel de repede. Uh, dar, uh, cum să zic, uh, m-am îngrășat pentru că uh, stăteam seara până târziu la televizor și mă uitam la tine, mai ales în perioada asta cu COVID-ul. Uh, și mai câte ceva. Și, uh, ce să zic, au apărut... Uh, Căpșunile, și Aha. luam câte un bol de căpșuni, și mâncam, și nu cred că sunt singura. Sau hai să mâncăm niște semințe seara, înțelegi? E înghețată? Nu, nu sunt pasionată de înghețată, dar sunt o mie de alte lucruri. A, am făcut un tort, i-am zis că îl duc nu știu cui, dar lasă că tai și eu o felie, ca nu o fi mare nenorocire, știi. Și de aici, gusti un pic, de acolo, gusti un pic. Um, și ajungi la picul ăla care se dezvoltă masiv E adevărat că eu acumularea de kilograme am avut-o și datorită faptului că am fost cam 3 ani însărcinat, așa, grosomodo, știi? Uh, și că am rămas însărcinată Cu prima fetiță Am născut-o și la șapte luni de zile Am rămas însărcinată cu cea de-a doua Și n-apucasem să-mi revin La forma maximă și am luat-o de la capăt Eu fiind sfătuită de medicul uh, uh, De obstetrică ginecologie Să nu uh, Mă arunc așa în frigider Și chiar îmi spunea Ar fi bine chiar să ții cură de slăbire Ar fi bine să mănânci un pic mai ponderat Hai să lăsăm croasantele de dimineață Știi? Adică Femeia nu putea să-mi spună chiar că, mă ești nesimțită, te-ai îngrășat ca, știi? Pentru că e de bun simț. Eu eram cea care sărea calul, știi? Uh, și atunci, după ce am născut, am, hai că acum alătez, hai că, știi, femeile se alintă. Și în cazul femeilor, lucrurile, genetic vorbind, sunt și mai grave decât la bărbați. Pentru că femeile fiind purtătoare de sarcină, sunt cele care fac copiii, um, organismul acumulează și mai multe depozite, că, Doamne ferește, dacă femeia rămâne însărcinată și nu are din ce să ducă sarcina, să aibă de unde? Sigur. Știi? Astea sunt, așa, ca la. Um, fără să le spun în termeni științifici, pentru că nu le știu, am întrebat și un nutriționistul, explicăm ca la proști. Și, așa cum am înțeles eu, așa vă explic și vouă. Um, după care a venit momentul în care am început să vorbesc cu mine și am zis, ok, am fost însărcinată, gata, nu mai fac copii, gata, ne oprim aici, gata, am o familie, ce facem? Uh, și am hotărât că, împreună cu familia mea, uh, trebuie să mă echilibrez. Și uh, știam exact ce am de făcut, pentru că, de-a lungul timpului, eu am tot avut. Și ai niște lucruri care funcționează la tine? Da. Aha. Sunt niște lucruri care funcționează și cred că cel mai bine este să încercăm să ne cunoaște. Trebuie să-ți asculti corpul. În rest, sunt niște chestii uh, foarte simple. Uh, nu trebuie să existe ciugulitul ăla de pe care l-am uh, pomenit. Nu trebuie să mănânci noaptea că te-ai trezit și vai, uh, uh, am un ușoarece în burtă care... Nu. Bea un pahar cu apă și totul se rezolvă. Uh, vai, mă doare capul că de foame. Nu există așa ceva. Nu există. Dacă îți faci un program... Trebuie făcut program și dacă îți faci program nu o să-ți fie nici...